Aproximativ 1 miliard de euro trebuie să intre în bugetul statului în urma investigațiilor DNA, a declarat marți procurorul șef al DNA. Laura Codruța Chioveși a arătat în cadrul unei conferințe că faptul că banii nu intră efectiv în bugetul statului nu ține de legislație, ci de modul în care se ține cont de hotărârile judecătorești care trebuie respectate. Magistratul a mai declarat, cităm, vorbim de fapte de corupție la nivel înalt, persoane cu funcții importante sau averi impresionante și așteptările noastre sunt mai mari când vorbim de recuperarea prejudiciului, a spus Chioveși la conferința desfășurată la Centrul de Investigații Media.